Decanii facultăților de teologie ortodoxă din România, precum și profesori de teologie din țară și din străinătate, consilieri și inspectori s-au întrunit pentru 2 zile la Oradea. Colegiul decanilor este găzduit de Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu. Evenimentul se înscrie în șirul manifestărilor dedicate împlinirii a 100 de ani de la înființarea Academiei Teologice din Oradea. În deschiderea manifestărilor, preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, a oficiat un tedeum în paraclisul universitar Sfântul Teodor Studitul al Facultății de Teologie Orădene. A urmat momentul festiv din aula magna a universității. Cuvântul de bun venit i-a aparținut preasfințitului părinte, episcop Sofronie. Noi, cu smerenie, arătăm ceea ce au fost în stare înaintașii să facă și vine bine pe toate ca pe un ospăț intelectual care se va adăuga ospățului la care sunteți protagoniști. Mulțumim că ați venit la Oradea, mulțumim că fericitului părinte Patriarh Daniel, că a dat binecuvântare ca la 100 de ani de învățământ teologic ortodox și 100 de ani de învățământ superior în limba română la Oradea, Colegiul Decanilor Facultăților de Teologie Ortodoxă să fie aici. În continuare s-au desfășurat lucrările Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, precum și sesiunile simpozionului cu participare internațională intitulat Teologie, Tradiție și Misiune în Învățământul Teologic Academic, Istorie și Contemporaneitate. În cadrul acestei întâlniri au fost discutate o serie de teme de actualitate din viața teologică românească, mai ales aspecte practice și concrete privind organizarea și buna desfășurare a procesului de pregătire academică și formare duhovnicească în facultățile de teologie ortodoxă, dintre care amintim următoarele. Stadiul implementării hotărârilor ultimului congres al Facultăților de Teologie Ortodoxă de la Iași, analizarea planurilor de învățământ de la programele de studii universitare de licență, prezentarea precizărilor referitoare la învățământul teologic universitar din noul proiect de lege a educației, necesitatea respectării unitare a criteriilor CNATCU, actualizarea și uniformizarea programei analitice pentru disciplina practică liturgică de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, stadiul alcătuirii manualelor pentru învățământul teologic ortodox universitar. Am răspuns cu bucurie invitației. Mă bucur de asemenea de întâlnirea cu părinții colegi decani din țară. Acest colegiu își propune discutarea unor aspecte care privesc îmbunătățirea actului didactic și a învățământului teologic universitar în general și de asemenea pregătește și Congresul Facultăților. Dorim Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea, cadrelor didactice, studenților, mult ajutor de-a Domnul, inspirație și bucuria roadelor. E o bucurie foarte mare că ne vedem între noi, asta e un lucru foarte important, între oamenii care Dumnezeu ne-a îngăduit să fim vremelnic, zic eu, în conducerea facultăților noastre. A fost în primul rând o părtășie la bucuria Facultății de Teologie de aici, din Oradea, cu prilejul împlinirea 100 de ani de activitate, activitate frumoasă de altfel și pusă la îndemâna noastră prin foarte multe materiale expoziționale și nu doar. Am organizat aceste 2 evenimente ca să marcăm, așa cum se cuvine, centenarul Teologiei Ortodoxe Academice la Oradea, ținând seama de faptul că în anul 1923, prin intervențiile nenumărate și insistente ale vrednicului de pomenire episcop Roman Ciolugariu, s-a înființat aici la Oradea o Academie de Teologie Ortodoxă. Ne-am gândit să îi cinstim pe înaintași, să-i luăm ca exemple de bună practică, pentru că aici au activat profesori de o calitate deosebită, cu o pregătire intelectuală de excepție și cu o ținută morală demnă de dascăl de teologie. Centenarul învățământului teologic ortodox la Oradea reprezintă un prilej de bucurie, de recunoștință față de înaintași, dar și un prilej de prospecție pentru rolul pe care Facultatea de Teologie din Oradea îl are în contextul învățământului universitar și în contextul mai larg, social, cultural, multilingvistic și multietnic, dar și, am putea spune, pluriconfesional,
care caracterizează această parte de țară. La eveniment au participat și profesori de teologie de la Universitatea Națională și Capodistriană din Atena, Universitatea Aristotel din Tesalonic, Universitatea din Gavle, Suedia, precum și de la alte universități din străinătate.